decizii adoptate? 20 ianuarie 2020, Curtea de Apel decide a respinge ca fiind nefondat recursul procurorului, a respinge ca fiind nefondat recursul și recursul suplimentar a avocatului Vasile Foltea de iese în cuvântului Norar Garel și menține încheierea 103 Chișinău Sericiu Canalii 13.01.2020 pentru prelungirea duratei prin aplicare măsurii preventive, arest preventiv față de Morar Viorel, pe termen 20 zile, calculare termenul din 10.01.2020, ori 15.49, până la data de 30.01.2020, ori 15.49, decizia este revocată. Ședința specială, doamna Maricheță, să ne spuneți, domnule, să răspundem un comentariu. Acest procuror general a declarat că comasarea celor două dosare nu are nicio legătură cu acuzațiile care le-ați adus dumneavoastră. Ce puteți să ne spuneți? Trișează.